Din Evanghelia Sfântului Apostol Luca aflăm despre legea iubirii așa cum a formulat-o Mântuitorul Iisus Hristos. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Urmează ora de religie. Viața omului pe pământ este supusă unor norme, reguli sau legi, pornind de la legile fizicii, ca de exemplu legea gravitației, și continuând cu legile gândite și puse în aplicare de om în societate, legile reprezintă o modalitate prin care este guvernată lumea. Lumea însăși, atunci când a fost creată de Dumnezeu, a fost integrată în ordinea divină. Legea esențială sub care a fost așezată întreaga creație a fost legea iubirii. În rai, omul se supunea acestei legi, în mod natural, fiind în comuniune de iubire cu creatorul său, deci fericit. Fiind înzestrat de Dumnezeu cu darul libertății, încrezător și neștiutor în cele ale răului, omul cade în păcatul neascultării de Dumnezeu și atrage după sine despărțirea de Dumnezeu și ruperea comuniunii de iubire cu El. Despărțirea de Dumnezeu a primilor oameni s-a transmis și la urmașilor, Cain și Abel, care s-au îndepărtat și mai mult de Dumnezeu și unul de altul, generând mai multă înstrăinare și făcând loc unor sentimente precum ura și invidia. Astfel, răul s-a înmulțit și s-a ajuns la multă nedreptate și răutate între oameni și chiar între popoare. Pentru a reduce lucrurile pe calea cea bună, Dumnezeu a ales un popor, căruia i s-a descoperit prin oameni aleși cu care a încheiat un legământ. Prin acest legământ, poporul evreu, prin patriarhii Avraam, Iacov și Isaac, a fost credincios adevăratului Dumnezeu, urmând să primească în schimb un rege, un eliberator. În Vechiul Testament era legea dreptății sau legea talionului, prin care era permis să răspunzi răului cu rău, în egală măsură, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Însă a venit Iisus, Domnul, și a dat legea iubirii. La vremea potrivită, Dumnezeu își trimite propriul Fiu pe pământ pentru a întrupa iubirea și pentru a învăța pe oameni cum funcționează această lege și a încheia cu ei un nou legământ. Domnul nostru Iisus Hristos spune, precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi lor asemenea, dându-ne pilda supremă de iubire curată, prin propria sa jertfă. El ne arată că măsura iubirii adevărate față de aproapele nostru este iubirea față de sine. Prin jertfa de pe cruce, Mântuitorul restabilește în întreaga creație legea iubirii. Doar respectând această lege, omul va putea gusta încă de aici, de pe pământ, din fericirea vieții veșnice și va putea trăi în comuniune cu Dumnezeu, care este izvorul iubirii și al vieții celei adevărate.